Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de World of Tanks. Astăzi avem buna ocazie ca în sfârșit să pot să joc cu orice tank doresc, deoarece am primit de la developerii jocului un cont de presă cu totul deblocat. Cât de tare este chestia asta. Și astăzi nu voi primi doar eu, ci și voi veți primi ceva, mai ales cei care doresc să se joace World of Tanks și nu s-au mai jucat niciodată până acum, deoarece mi s-a oferit de asemenea un cod I Love Tanks, care în momentul în care îți faci un cod, în momentul în care îți faci un cont, poți introduce codul acela și primești niște bonusuri, tankuri, etc. în valoare de 16 euro gratis. Dar asta merge doar pentru cei care își fac conturi noi. O să fie pe undeva prin colțul ecranului, o să vă arăt eu, o să fie un mic videoclip probabil pe acolo pe undeva, unde vă arăt eu exact unde băgați codul, în caz că sunteți confuzi, și băgați acolo și aveți acel mic bonus. Da, deci dacă ești nou și vrei să te joci, mi se pare super șmecher, pentru că primești ceva gratuit. Acum noi avem toate tankurile posibile aici, și sunt prea multe, frate, și nebun, deci sunt tankuri aici de tesaturi. Și l-am ales pe ăsta, am dat la categoria Tank Destroyer și l-am ales pe Bad Boy-ul acesta, care, mă, uite-l. Nu știu cum se citește, dar uite-l cum arată. Îl putem customiza, dăm la exterior și facem chestii, trestii. Da, nu prea aș vrea să stau să-l customizez, îl pot camufla. Oh, my God. My God, da? Dar nu o să stăm să-l camuflăm și chestii prea mult. Nu. Eu vreau să joc, frate, eu vreau să mă bat. Hai să-i dăm drumul și haideți să jucăm. Încercam să joc la Proving Ground aici și nu înțelegeam de ce naiba nu mă lasă. Ei bine, o să jucăm Team Battle, pentru că aici te lasă. Nu vreți să-mi vedeți meciurile anterioare? Sunt efectiv distrus în două, spulberat, nu știu cum să mai spun. Praf, mă distrug aia în ultimul hal. Îl văd pe unul la 500 de kilometri distanță? Bă, dacă m-a văzut, gata, am dispărut. Trage de 7 ori într-o secundă. What the fuck? Oh my God, cum trag aici, nebun. What? Mamă, nu știu ce să mai fac. Ce să fac eu să... Bă, măcar să-l omor pe unul. Unul, atât, unul. Atât vreau. Na. Când s-a pus unul pe mine, tată, s-a terminat totul. Oh my God. Presupun că pe contul ăsta joc cu player de level mare și îți dai seama că dacă vine unul de level mare care știe ce face, pot să fiu eu oricine că s-a terminat. Și aveam un tank, mâncaș tankului să îl mănânc, nu se întorcea asta, trebuia să mă întorc cu tot cu tank ca să se întoarcă țeava. Mamă, ești nebun. Modul după ăsta, ia du-te, mă. Măcar așa știu și eu că sunt în siguranță. Bă, deci când trage unul mine, frate, s-a terminat. Trebuie să fiu pe fază. Și mi-am luat un medium tank. Să se miște mai repejor. Aveam un tank destroyer. Pff, ce să faci, mă, nu se mișcă ăla. Vreau să mă ascund și eu. Ăsta se bagă eu, vedeți? N-are stres. Nu știu care e diferența la... Oh my God! Cum trage ăla așa repede, întrebarea? Bă, să mai încarcă și tankul meu! Ia, bă, Gamesh. Na, mă, na. Zero, am și eu un kill. Oh my God, am 5 punctulețe. Mă gândesc că diferă foarte tare cum încarci. Oh, vine ăla. Nu! Op! Oh my God! Bă, să văd ce face aia după 8. Ok, ne selectăm alt tank. Mamă, aici chiar e deadmatch, te bași, frate. Trebuie un tank care
Cred că tragi mai repede. Mă rog, a fost ok. Presupun, măcar o dată asta am tras în cineva. Oh god, asta merge greu. Brr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 r
Și nu știu care e diferența la muniție. Prostovanul ăla acolo. Hai bă, cum naiba nu l-am nimerit? Nu cred că nu l-am nimerit. Wow, serios? Nu cred! Come on! Chiar deloc așa? Bine! Mă gândesc că trebuie să facă cerculețul ăla mic. Ca să poți să nimerești, nu? De-aia aștept până să trag. Ce naiba m-am blocat? 5%, ăla e kill-ul meu! Kill-ul meu! Oh, haide! Băi, ești nebun, am nimerit! Nu, nu. Ajunge. Am tras în cineva. Punctele alea? Aha, deci cu cât tragi mai mult în cineva, cu atât primești mai multe puncte. Ok. Îl văd pe ăla cu 30, dar e în spate. Mă gândesc că n-ar trebui nici să merg singur. Ar trebui să mai merg cu cineva. Cum? Bă, dar am tras în el, nu înțeleg. Probabil e logic de ce nu-l nimerez, dar... Nu știu, am crezut că trebuie doar să pui țilda și să tragi. A tras încolo. Azut? Ok. O, oh, uite-l pe ăla acolo, în spate. Nope! Aha! Aha, în sfârșit! Te mor! 3 secunde, 2, 1... Oh my god! Cum? Mamă! Nu știu ce naiba că treceam! Poate vrea să aștept mai mult, nu-mi dau seama. Ce naiba nu-l nimeream? Come on, dude! Ah. Ultimul tank. Hai să vedem. Poate cu ăsta nimeresc. Aha. Fucking flag, mă duc peste ei, băga mea și piciorul. 3, 2. No fucks given. Nici nu-l interesează pe ăla de mine, ești nebun. What? Bă, eu sunt în echipă cu ăsta? Dacă șacul ratez, eu nu mai joc. Este! Oh my god, ce-am făcut, ești nebun? Bă, ce faceți, bă? Ușor, ușor, băieți, ușor. Că mă bucuram și eu.
Bă, dacă și acolo ratam față în față cu el. Eu nu-l văd pe ăla. God damn it. No, nu mă duc la prostul ăla că moare. Ajutați-mă, băieți. Băi, nebun, am făcut un kill. Woo! Sunt șmecher. Cel puțin presupun. Sper că am făcut un kill. Hai, mă, ce mai facem, băieți? Ia zi, mă, tu parcă știi ce să faci. Hai. Îl împing eu de la spate. Du-te, tati! Uh-oh. Ha-ha! Fraiere! Ok, sunt mort. Îmi explică și cineva. Cum ne va trage la de deasupra? What? Pare că... vin mai multe lovituri de deasupra. Come on, dude. Come the fuck on. Mai am mult până a reușit eu să câștig un match. De fapt, am câștigat? Bine, nu datorită mie. Your team earned more victory points than the enemy. Nu fie să cred, am câștigat, sunt cel mai bun jucător. Oh my god, sunt cel mai bun, eu am făcut totul. Team score. Deci scorul meu a fost 17. Bă, hai să fim serioși. N-a fost rău, având în vedere că au fost alții și mai... cu scor și mai mic. Și ăsta era aproape de mine. Oh god. Nimic n-am nimerit, bă, ești nebun. Deci, ori cu tank bun, ori fără tank. Tot o paletă sunt. Noi vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă înregistrați, să aveți linkul în descriere. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!